Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur. Domnul președinte, am rămas la această La Spitalul pentru copii. Există fonduri europene să se construiască în România 5 spitale regionale. Unul este la Iași, la Cluj, la Craiova, Timișoara, parcă. Din experiența mea, la licitație, în general, se fac economii. Totdeauna. Și sigur vor rămâne bani. Și am discutat cu domnul manager, pregătim acest proiect cu studiu de fezabilitate și vom solicita pe fonduri europene. Avem 2 hectare de teren în curtea spitalului vechi, în vale, spre stațiunea turistică. Acolo vom avea locuri să construim și apartamente, 30 de apartamente pentru medici și asistenți. O altă investiție ca să poți să-ți aduci medici când n-ai acoperit un domeniu, da? Da. Să-ți aduci medici, asistenți, să-i spui poftim, îți dau apartament aici. Și asta vom face, am trimis deja prin ANL se fac, am trimis la Ministerul Dezvoltării Regionale și la Ministerul Sănătății propunerile noastre. Dar mă întorc la spitalul acesta. E nevoie pentru că noi nu avem separat pentru copii și viața arată că e nevoie de așa ceva cu toată gama și complexitatea de boli și de secții care să trateze aceste boli. Eu sper să obținem această finanțare și de-aia am anunțat că vă dăm drumul la documentație și la studii de fezabilitate. Dacă îmi permiteți, astăzi am aflat și de la un coleg jurnalist, nu ieri, în miercuri, la conferința de presă a domnului primar Ion Lungu, că în Opcini era o idee de să fie cu 30 și ceva de ani în urmă ideea de a construi un spital pentru copii, ceva acolo unde e școala numărul 9. Bun, deci, eu mă bucur de asta, dar fiind toate grupate aici în incinta spitalului, pe terenul din fericire al nostru acolo, a Consiliului Județean, și acolo putem să facem această investiție. Am avut discuții cu primarul Ion Lungu, în viitor, chiar dacă ne costă mult, trebuie să facem un pasaj pe sub drum care leagă spitalul nou de spitalul vechi. Vedem oameni în pijamale, oameni care trec cu punga, cu acte după ei, sărace, de la un spital vechi la unul nou și invers, și nu e în regulă. Și dorim, deși va fi un pic complicat pentru că sunt toate conductele magistrale care trec, dar cu o investiție mai mare acolo făcută, va trebui și salvarea să circule, mașina salvării pe acolo prin tunelul acesta, prin pasajul subteran, ca să facem această circulație dintr-o parte în alta. Ca investiție foarte importantă, în care e gata studiul de fezabilitate, este ambulatoriu. Pe înțelesul oricărui om, e vorba de policlinica spitalului. Noi am făcut tot în mandatul meu, la parter, în dreapta, acolo jos, unde era înainte urgența, un ambulatoriu. Nu mai face față. Când am venit președinte prima dată, erau 40 și ceva de mii pe an de oameni care veneau la consultări și analize. Acum erau 170-180 de mii de oameni pe an, deci au crescut de 3 ori. Și atunci intenția noastră, și nu intenția, am dat drumul deja, să finanțăm o construcție nouă în curtea spitalului către biserică în partea cealaltă, cu 4 nivele, deci e o construcție, din câte îmi dau eu seama, de circa 4.000 de metri pătrați, cu 100 de paturi, și fiecare secție să aibă acolo medicul care vine și îl consultă. Și dacă e mai complexă boala, să rămâi și peste noapte, cu spitalizare de zi, să cheamă, așa cum este în Viena. Asta vrem să facem ca investiție. Consiliul Județean și Spitalul are în vedere circa 6 milioane de euro să finanțeze în perioada următoare în câteva direcții vitale pentru sănătatea populației din zonă. Și vreau să mai spun ceva. Suceava n-are și spital municipal, cum are Iașu sau alții. Noi avem doar Spital Județean, care de fapt e și spital care deservește municipiul Suceava. De aceea eu îi mulțumesc lui Ion Lungu că mereu a fost alături de noi și a finanțat și el ceea ce a trebuit. Însă eu vorbesc de marile investiții pe care le pregătim la orizont. Mai mult de atât. Radioterapia, săptămâna viitoare, deci ieri s-o termina de individualizat utilitățile. Apă, canal, gaz natural, curent electric, tot. Săptămâna viitoare începe construcția. Este o construcție modernă în curtea spitalului vechi. Aici, lângă
banca de gene, deci aici pe stânga când urci către, lângă secția de oncologie, va fi o clinică în parteneriat public-privat pentru bolnavi de cancer. Cu acele dotări cu ultrasunete moderne, cu care bombardează radiații din acelea moderne, cu computere tomograf de ultimă generație, o investiție foarte curajoasă, făcută în parteneriat cu un privat, noi am pus la dispoziție terenul. De asemenea, cardiologia este desemnat și câștigătorul, deci se lucrează să mărim secția de cardiologie, supraînălțare la corpul F, acolo, din câte știu, vreo 600 de metri pătrați, încă vreo 25-30 de paturi la cardiologie, deci dublăm capacitatea spitalului, sunt foarte mulți oameni înregistrați cu probleme cardiace. O altă noutate ca știre, dacă mă întrebați, este că pe Spitalul Județean nou dorim, după o expertiză tehnică, dacă ne permite, să construim o platformă pentru aterizarea de elicopter SMURD și lift exterior ca să urci, să ai acces și să cobori la acest elicopter. Deci sunt investiții foarte curajoase pe care le pregătim. Secția de boli paliative la pneumologie în curtea Spitalului Vechi e un pavilion pe stânga. La Demisol dorim să facem, să amenajăm, deja am făcut studiu de fezabilitate, pentru cei cu boli terminale săraci. Și acolo 25 de paturi, spital de boli paliative. Cu toate dotării necesare, e firesc să fie așa ceva în Suceava, nu există și noi ne-am gândit la acest lucru. Se lucrează la împrejmuire și la parcare. Parcare de 100 de locuri, împrejmuire. Ne gândim să continuăm parcul, pentru că noi l-am început prin fondul de mediu, a fost blocat. Nu mai vreau să critic pe nimeni cine l-a blocat, dar vreau să amenajăm în curtea spitalului parcul să fie un parc civilizat pe măsura spitalului, așa cum arată el, împrejmuirea la care se lucrează și 100 de locuri de parcare cu barieră, cu cartelă, să intri frumos în curtea unui spital județean și să nu fie aglomerație pe trotuar, să nu-ți găsești un loc de parcare. Vedeți dumneavoastră, sunt câteva din lucrările mari pe care le-am anunțat și noi, Consiliul Județean, în parteneriat, ne sunt în subordine Spitalul Județean. Vrem aceste lucruri să le facem în viitor. De ce? Mă uitam. Știți că cu 400 de ani în urmă, primul spital din Moldova a fost aici la Suceava, bolnița lui Crimca, mitropolitului Anastasie, sau cum îl chema, Crimca, de la mănăstirea Dragomirna. Erau 15 locuri în spitalul ăla, bolniță se chema, cu 400, primul din Moldova. După aia au venit, în perioada austriacă, 1830, a început construcția unui spital, la Spitalul Vechi. S-a construit Spitalul Vechi cu pavilioanele în 1895, 93-95, și erau acolo, din ce știu, vreo 60 și ceva de locuri de paturi. Apoi, în 1966, s-a construit Spitalul Nou cu 565 de locuri, iar acum spitalul are 1200, s-a dublat. Gândiți-vă, de la 15 locuri bolnița, la 60 ceva, la 565, la 1200 acum. Așa, în timp ce s-a întâmplat. Și eu cred că nimic nu-i prea mult să investești în sănătate pentru populația acestor zone. Au nevoie de așa ceva. Ultima chestiune pe sănătate este acreditarea ca spital clinic universitar. Deci rezidenții de la Iași vin la noi. Noi avem medici, șefi de secție care sunt doctori, sunt oameni cu doctorate susținute. Universitatea din Suceava are două secții de medicină, unul de kinetoterapie și unul de nutriție, și le acreditează până în martie anul viitor, după care am avut discuții cu dumnealor, pregătesc două secții noi, una de asistente medicale cu studii superioare, foarte important, și una pentru tehnică dentară. Tot foarte important. Deci sunt noutăți și atunci dorim să-l facem spital clinic universitar, pentru că are statura, are medici de calibru să fie spital clinic universitar. Pentru că ați amintit de medici, care ar fi politica de atragere a medicilor, de a-i ține aici? Bun, în primul rând e vorba de salarizare.
cât se poate. Aici s-au întâmplat lucruri absolut corecte și aici și anii trecuți, și trebuie să mulțumesc aici și actualului guvern, pentru că au concentrat și au stimulat acest personalul medical și noi în continuare dorim acest lucru să-l facem, însă politica asta de a aduce medici, asta înseamnă să le creezi condiții. Și apartamente, locuințe de serviciu și condiții de lucru la spital și asta facem. Din membrii comisiei de acreditare, 3 vin de la niște spitale județene. Toți au spus, mi-aș dori să lucrez într-un astfel de spital județean. Adică sunt dotări absolut la nivel de ultimă oră. Nu v-ați opintit când ați spus mulțumesc și actualului guvern pentru anumite măsuri? Nu. Unde sunt lucruri la care trebuie să mulțumesc? Că ne-au dat, sper să primim acea investiție, trusa aia modernă pentru sterilizarea a tot ce înseamnă tehnică medicală, aparatură, sunt acum agregate moderne de sterilizare a acestor aparaturi și suntem în proces de achiziții finanțată, începută de vostru guvern și finanțată de actualul guvern. Deci unde ajută și așa n-am niciun fel de problemă să le spun mulțumesc și că mai așteptăm și alte finanțe. Acum să vedem dacă se încheie și eu știu ceea ce ați promovat dumneavoastră cu un mulțumesc actualului guvern. Mă refer la centenar. Iarăși vorbim de ieri proiecte importante. Da, de fapt, proiecte importante ce în sens? De care avem noi? Comunitățile sucevene. Trebuie să le spun sucevenilor că noi pregătim și iar e știre în premieră. Vom debuta centenarul pe 28 noiembrie anul acesta. Și tot anul, până să împlinesc 100 de ani de la unirea Bucovinei cu țara, evenimentele vor fi sub egida centenarului. Și vom debuta cu lansarea unei cărți despre Bucovina a lui Iancu Flondor, cu un spectacol extraordinar al lui Grigore Leșe. Dar, dincolo de asta, pregătim foarte multe acțiuni și evenimente și să lăsăm în urma noastră ceva. Fie că vorbim de obiective despre care am amintit aici, da, fie că vorbim de acțiuni culturale și mă bucur că am făcut un parteneriat cu primăria municipiului Suceava, o să solicit să vină și toate celelalte primării în acest parteneriat, dar dorim să facem o statuie a unirii Bucovinei cu țara. Undeva în zona Palatului Administrativ am găsit un loc unde să o amplasăm și care să arate că în trupul acestei țări una din părți este și Bucovina. Și am să vorbesc 365 de zile foarte apăsat să audă și alții din țară că și Bucovina s-a unit cu țara și că atunci când dau timpul meteo și vremea în nordul Moldovei să spună Bucovina, că nu le cade nimic să spună, pentru că Bucovina s-a unit cu țara, nu Maramureșul sau Crișana, nu sunt rău. Dar trebuie, dacă tot există ziua aprobată prin Parlament de unirea Bucovinei cu țara, trebuie să ia în calcul asta. Poate în felul ăsta și când vom discuta de reorganizare administrativă, vom conta mai mult ca zonă. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă să pregătim aceste lucruri din timp. Mai mult de atât. Dorim în curtea interioară a Palatului Administrativ, clădirea unde Consiliul Județean și Prefectura a fost construită în 1903. Franz Cavaler de Loj era primar atunci. În interior se leagă cu anii unirii toată treaba asta. Vrem să facem o cupolă de sticlă, o sală a unirii, un mini-parlament, ședințe de Consiliu Județean, pentru că, după cum ați văzut, sala în care suntem acum, dumneavoastră, jurnaliștii, nu puteți veni să luați un cadru să ne filmați pe noi, îți rup nasturii la haine, îi strâmt. Îi găsim utilitate, dar vrem acel mini-parlament să fie sala de Consiliu Județean. Și de ce nu, și mă rog la Dumnezeu, și Consiliul Regional, când va fi regiune Bucovina, și mai mult de atât, să fie sala în care vom serba evenimentul de la 28 noiembrie 2018 și vom dezvele și statuia și îl vom invita și pe președintele României, Klaus Werner Iohannis, și primul ministru și alți demnitari care reprezintă puterea în statul român să vină aici la Suceava. Fără Bucovina nu putea fi unirea întreagă. A fost Basarabia în martie, a fost Bucovina în 28 noiembrie și a fost Marea Unire pe 1 decembrie. Noi, dacă nu o să fim mai curajoși
să ne cerem drepturile și să se vorbească mai mult de Suceava și de Unire, vom fi vinovați în fața istoriei și a copiilor noștri. De aceea ne pregătim și le mulțumesc colegilor din echipa Centenar că au venit ieri la ședință, o ședință extrem de importantă în care am stabilit un plan de bătaie curajos pentru perioada următoare. Legat de acest subiect, de centenar, am găsit în presa, de fapt în monitorul de Suceava, două subtitluri, subliniez. Cei care împlinesc anul viitor 100 de ani vor fi sărbătoriți într-un... Și peste 100. Și peste 100, da. Dacă există, într-un fel aparte. Da. Dacă puteți... Da, ne gândim. Da. În primul rând, trebuie să... Cei care au fost contemporani cu Unirea merită să li se acorde. Ne gândim ce fel de distincție să le dăm atunci. Mm-hmm. Da. Pentru că asta e o chestiune de respect. Dar legat de medalii, de decorații, ce o să dăm la momentul ăla, acum e o echipă care cercetează ce ne permite legea și ce dorim să facem și să onorăm memoria înaintașilor noștri și mai ales a celor care sunt contemporani cu Unirea. Și vom avea multe evenimente legate. Un film documentar despre istoria adevărată. Unirea Bucovinei cu țara. Dorim la intrarea în județ să punem niște plăci mari. Centenarul Unirii Bucovinei cu țara. Dorim de asemenea să facem editare de carte. Dorim de asemenea manifestări culturale, științifice. Universitatea va fi vârf de lanț aici. Școlile, liceele. Lăsăm la latitudinea primăriilor fiecare să se gândească la ce îi se potrivește. Ce evenimente sunt legate de Unire și vom merge și noi parteneri în toate proiectele legate de Unirea Bucovinei cu țara. Am spus-o și o spun și încă o dată aici la dumneavoastră. Poate că a venit momentul să netezim psihologic această mentalitate de diferență dintre regat și Bucovina. Și eu sunt acuzat de multe ori că prea mult promovez Bucovina. Bucovina e o stare de spirit și îi invit și îi voi invita tot anul ăsta al centenarului să netezim acest drum între Suceava și Fălticeni, nu numai cu două straturi de asfalt, și în sufletele noastre. Fie că vorbim de festivalul Birlic, de multe altele, pentru că trebuie să ridicăm pălăria și în fața Fălticenilor care a avut un rol foarte important în Unire și aceste lucruri trebuie scrise în cărți și acțiuni culturale, că a fost capitală cu foarte mulți oameni de cultură la care trebuie să ne aplecăm și să mergem acolo să facem evenimente în memoria lor și nu numai. Deci trebuie să luptăm cu noi înșine să dispară. Nu, eu nu sunt, mă simt dacă sunt născut în partea asta care a fost 143 de ani sub austrieci, sunt mai cumos decât celălalt. Nu! Problema este să cunoaștem istoria adevărată ce a fost. Că nu-s vinovați unii că granița a trecut pe aici. Dar noi acum trebuie să omogenizăm. Și când am cerut, dați-ne niște bani să modernizăm infrastructura exact pe aceste drumuri care leagă regatul de Bucovina, eu sunt convins că nu mă va refuza guvernul, indiferent cum îl va chema. Două chestiuni vreau să mai pun în discuție. Am citit astăzi siderat tot în monitorul de Suceava, trenul lui Flutur, între ghilimele, da? Suceava-Cernăuți, frânat la București. Care de fapt este situația? Deci am mai multe demersuri, dumneavoastră știți. În primul rând au pornit demersurile cu regiunea Cernăuți și județul Suceava. Toată lumea acolo a fost de acord. În special Ucraina, care a venit cu propunerea pe modelul Lviv-Pșemet, între Polonia și Ucraina, circulă un tren și 500 de oameni pe zi. Trei întâlniri am avut. Vama, poliție de frontieră și noi și ce. Și am spus da. Am sunat eu personal pe ministru Cuc și am spus, domnule ministru, ce? N-a spus nu, era chiar în perioada atunci când și-au dat demisia și după aia au revenit. Am vorbit cu CFR-ul, CFR Călători, au fost reprezentanții acolo. Am trimis documentații, am făcut revenire săptămâna trecută din nou cu adresă să îi rugăm să ne ajute să punem în mișcare acest tren. Așteptăm răspunsul de la București. Nu pot să spun mai mult de atât. În luna octombrie știu că era în intenție o întâlnire a președintelui României cu președintele Ucrainei Poroșenko la Cernăuți și ar fi nemaipomenit de bine ca acest tren să funcționeze până atunci și în cinstea centenarului, dacă vreți, și iar dacă ne gândim la Unirea Bucovinei cu țara și calea asta ferată și venea până sus aici în Suceava, tot în acea perioadă a fost făcută, măcar în memoria centenarului și tot ar trebui să dăm drumul.
Poate iară cineva să spună, ce te bagi, măi fluturi, că CFR-ul nu-i la tine. Nu, dar reprezint județul Suceava, Ioan Muntean reprezintă regiunea Cernăuț, ne-am întâlnit pentru că am văzut că populația din zonele noastre doresc să urce într-un tren, să facă 2-3 ore până acolo, să meargă la Talcioc, să meargă să viziteze monumente din Cernăuț, să vină ei să viziteze sudul Bucovinei și e obligația noastră să ne batem pentru astfel de proiect. Ați creionat oarecum împreună cu parlamentarii liberali, eu știu, inițiative în afară de ceea ce ați și menționat, da. Stabilitatea forței de muncă, asigurarea stabilității forței de muncă, dacă ați creionat ceva pentru sesiunea de toamnă. Da, sunt mai multe pachete de lege la care noi am avut discuții. V-am spus, în acest domeniu al mediului de afaceri cu forța de muncă, cu stabilizarea ei, în agricultură e vorba de îmbunătățirea legii pășunatului, pentru că în momentul de față sunt oameni care trăiesc o dramă. A câștigat licitația să pășuneze unul de la 50 de kilometri și el trebuie să-și țină animalele în grajd. Deși în lege se spune că au prioritate localnicii. Dar cum? Nu scrie cum. Dă un punctaj în plus celor care sunt localnici ca să-l poți diferenția. Deci sunt niște lucruri care vor trebui modificate. Am văzut că și pe partea reglementărilor în diverse domenii, în domeniul circulației, a transportatorilor, în domeniul apelor române, sunt mai multe domenii, dar aici se întâlnesc nu doar parlamentarii de Suceava, întregul grup liberal din Senat și Camera Deputaților și vor merge cu mai multe inițiative. În 30, maxim 60 de secunde, o sinteză a ceea ce a spus dumneavoastră, o nouă etapă de președinte al Consiliului Județean Suceava. A fost un an în care am testat să văd dacă direcțiile în care am pregătit noi județul să meargă sunt bune. Socotim că da. Răspunsul este și pe turism, și pe deschiderea cu aeroportul și mă voi ține de acest lucru. Am reper un an de zile în care, măsurând și putând fi cât de mare adversar al lui Flutur, trebuie să recunoști că s-a întâmplat ceva. Asta este una. A doua. Accelerarea absorbției fondurilor europene și guvernamentale. Intrăm în această etapă și deja avem la orizont multe proiecte. Sunt 8 pe PNDL care au venit pentru drumuri județene, dar sunt foarte multe proiecte pentru primării. Gândiți-vă că primăriile din județul Suceava au primit 200 și ceva de milioane de euro proiecte, numai că e contra cronometru. Și etapa, ca să vă spun noutatea, este că ne suflecăm și ne aplecăm pe aceste proiecte și vrem să-i ajutăm și pe primari. Sunt unii care n-au studii de fezabilitate, n-au bani cu ce să și le plătească și atunci există riscul să pierzi aprobarea inițială. Va trebui să vedem ce inițiem. Vreau o întâlnire foarte rapid cu primarii să discutăm despre serviciile utilitare, apă, canal, deșeuri, să intrăm în linie dreaptă și cu astea. Asociațiile de turism, adică să începem să încurajăm asocierile la nivelul județului Suceava, să fim o forță unită, să ne apărăm drepturile și să intrăm într-o nouă etapă, județ turistic, Bucovina, destinație turistică, pe turist tradițional și turist bio. Sunt destinații pe care va trebui să le promovăm în perioada următoare puternic. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!